Surpriz de proporbii pentru Simona Halep, antrenorul Serena Williams vine cu previziuni neașteptate. O surpriză de proporții pentru Simona Halep vine chiar din partea antrenorului rivalei sale, Serena Williams. Patrick Mouratoglou vine cu o previziune neasubliniere teptat sublinierei susține ce Simona Vareu sublinierei, în cele din urmă, se sparg blestemul celor trei finale pierdute de Grand Slam sublinierei este convins că va obține curând primul ei titlu. Francezul de 47 de ani subliniere i-a argumentat opinia printr-o analiză a jocului constâncencei, care i-a găsit foarte multe plusuri, dar subliniere e un minus. După ce subliniere i-a îndeplinit unul dintre obiective, obținerea primului loc în lume, Halep alerg subliniere i după primul trofeu de Grand Slam. Iar românca a fost încurajat de chiar de antrenorul Serenei Williams. Trebuie să continue să fac ceea ce face acum. Se va întâmpla cu siguranță. Mereu e foarte aproape, lucrurile se vor întoarce în favoarea ei. A jucat un tenis foarte bun în ultimii trei ani. A fost foarte aproape de locul 1 mondial în câteva rânduri sublinierei până la urmă reu subliniere IT să ajung acolo. A fost aproape de un titlu de Grand Slam sublinierei până la urmă vareu sublinierei se, lecă subliniere tige, a declarat Patrick Mouratoglou pentru Digisport. Francezul, care încearcă să o readuc pe Serena în fruntea clasamentului mondial, este convins că Halep poate că subliniere tiga un trofeu de Grand Slam datorită abilităților sale. Are un joc complet. În primul rând, semi subliniere ce incredibil, îi place să aib spațiu sublinierei ca adversarele se semi subliniere te repede. Nu cred că are vreo lovitură slab. Este scund, deci serviciul poate fi o problemă pentru jocul ei. Nu e la acela sublinierei nivel cu restul jocului ei. Din punct de vedere fizic este incredibil, iar din punct de vedere mental a crescut mult fac de ultimii ani. Poate face orice. Se poate apra, dar poate se subliniere iatace. Profit de orice oportunitate de a ataca. E foarte bun în a trece din apărare în atac. Se poate adapta la orice tip de adversar. Arată ce, de sublinierei nu are foarte mult putere, poate compensa cu alte calități, ci sublinierei poate avea un joc care să îi permit să fie agresiv, a adugat antrenorul Serenei pentru sursa citat. Liderul mondial a părăsit competiția de la Miami, atât la simplu, cât sublinierei la dublu. Poloneza Agnieszka Radwańska a învins-o pe Simona, scor 3-6, 6-2,
6-3, în turul 3, iar la dublu, alături de Irina Begum, a fost eliminat în faza optimilor, în urma unei înfrângeri în dauna echipei formate din Raquel Atao, o subliniere Ian Alena Groenfeld.